mijlocul nostru pe Iisus Hristos și de fiecare dată când suntem aici și de fiecare dată când ne trezim dimineața, trebuie să avem sărbătoare în inima noastră, căci Domnul este cu noi și este pricina laudelor noastre și El ne-a mântuit, slăvit să fie în numele Domnului. Și tot ce s-a făcut în această clipă, în locul acesta, pentru cine s-a făcut? Pentru Iisus, slăvit să fie în numele Lui. Toată lauda, toată închinarea, toată slava. Oare este cineva ca odinioară în Ierusalim să întrebe cine este acesta? Și dacă este, aș vrea să vă spun ca să-L cunoașteți pe El, pe Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, va trebui să puneți mâna pe Sfânta Carte, Biblia, și ea este acea care vă va descoperi adevărul măresc despre Fiul lui Dumnezeu. Sunt oameni care vorbesc despre El mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunt proroci, dar cel mai minunat este că Tatăl, atunci când El a ieșit din apa Iordanului, pe când se ruga, Duhul Sfânt s-a coborât peste El și un glas a auzit din cer: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și aș dori ca fiecare dintre voi și fiecare dintre noi să ne găsim toată plăcerea în Domnul Iisus Hristos. Pentru că El este singurul Mântuitor. Spunea odată Petru: Tu ești Hristos, Mântuitorul, Salvatorul, Răscumpărătorul sufletelor noastre. Dacă este cineva care nu-L cunoaște pe Iisus în seara aceasta, aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inima Lui și să-L cunoască din această seară personal, ca Domnul care poate să ierte toate păcatele, Domnul care poate să mântuiască, să salveze, să-i libereze. Slăvit să fie Domnul! Spune cuvântul lui Dumnezeu și fratele nostru l-a citit: dacă ai fi cunoscut tu vremea cercetării tale. Astăzi este o zi a cercetării pe care Dumnezeu o face pentru mine și pentru tine și pentru oricare a intrat în locul acesta. E o zi de cercetare. Și această cercetare Duhului Sfânt al lui Dumnezeu o face în inima ta și în inima mea. Și ne caută credința, nădejdea, dragostea, să vadă ce purtăm în noi și în inimile noastre. Și aș dori ca din această seară să-L purtăm pe Hristos. Să umblăm în Hristos, să fim oameni născuți din nou și să trăim o viață nouă. Pentru că, așa cum Ierusalim a fost pregătit de Dumnezeu ca un loc măreț și glorios în care slava lui Dumnezeu era prezentă în templu și oamenii veneau să se închine acolo. Și tu și eu avem o vreme în care călătorim pe pământul acesta. Am venit într-un anumit punct al vieții pe care nu l-am cunoscut. Ne-au spus mama, tata, frații mai mari că te-ai născut în data cu tare și vom pleca de aici fără să știm și fără să vrem când Dumnezeu va hotărâ lucrul acesta. Dar în perioada aceasta de timp, Dumnezeu ne cercetează, ne vorbește și în seara aceasta pot să spun și eu și tu: nu știu cât mai am harul să mă pot pregăti. Nu știu când mai am viață, nu știu când voi muri. Dar vreau, când vine clipa, să las acest pământ, să-L aștept pe Domnul să fiu curat și sfânt. De fapt, asta vrea Dumnezeu, să fii curat și sfânt. Și n-ai să poți să faci lucrul acesta prin puterile tale, decât prin Hristos. Că El ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie Domnul! De aceea, Dumnezeu să ne ajute din zi în zi mai mult să căutăm pacea, sfințirea și cuvântul Lui cel Sfânt. Amin! Nu știu cât mai am harul ca să mă pot pregăti. Nu știu cât mai am viață, nu știu când voi muri. Dar vreau, când vine clipa, să las acest pământ, să aștept pe Domnul să fiu curat și sfânt. Ajută-mă, o Doamne, din zi în zi mai mult să caut pacea, sfințirea, cuvântul Tău să ascult. Și atunci când vine să-L pot întâmpina, să fiu luat de Domnul acolo în țara sa. Vreau cât mai am viață să știu să-mi o trăiesc, când rugă-n ascultare
Ridice pe fiecare în minunata dimineață să ne duminăm în văzduh. Amin.